Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face predicție pentru anul 2020 pentru cei născuți în zodia Leu sau care au ascendentul în zodia Leu. Vor fi predicții cu cărțile de oracol care ne va dezvălui cum va fi anul 2020, atât din punct de vedere general, cât și relațional sau profesional material. Aici îmi spune că veți avea schimbări în anul 2020, se vor schimba lucrurile și veți fi foarte fericiți și va trebui să vă bucurați de să gândiți pozitiv. Voi veți descoperi o comoară, veți avea mult succes, veți avea reușite, ocazii. Veți avea multe oportunități, da? Deci ați descoperit o comoară, ca să zic așa. Practic, pentru voi, legea atracției vă va face să vă realizați visele. Deci dacă cu cât veți gândi mai pozitiv, cu atât veți atrage mai multe lucruri pozitive în viața voastră. Efectele gândurilor voastre pozitive vor fi evidente. Abundența, practic, își va face apariția din nimic. În orice moment veți avea tot felul de oportunități de a crea bogăție în viața voastră, din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere relațional. Deci veți avea foarte multe beneficii economice și foarte bune ocazii de foarte multe oportunități. Ca și mesaj general, practic îmi spune că anul 2020 va fi foarte reușit pentru voi, pentru că în anii trecuți, mai ales în 2019, ați muncit foarte mult și ați acționat practic cu foarte multă încredere în voi și în abundență și în lucruri neașteptate. Și că acest lucru se va manifesta în continuare în viața voastră, pentru că v-ați creat toate premisele ca să aveți prosperitate în anul 2020. Practic ați descoperit harta bogăției, cum să ajungeți la insula bogăției, care practic se găsește în primul rând în voi. Voi sunteți practic aveți foarte multă bogăție interioară și acum se manifestă în viața exterioară la voi. Practic reușiți să înțelegeți foarte rapid când o persoană este oportună pentru voi sau nu, sau care e benefică pentru voi sau nu, sau ce ocazii sunt benefice sau nu, da? Voi veți reuși să străluciți în acest an 2020 și în același timp din orice ocazie să faceți ceva nemaipomenit. Și vor fi abunda în viața voastră, practic, ocazii în anul 2020. Aveți încredere în intuiția voastră, pentru că vă va indica, practic, drumul către succes, către reușite, către prosperitate. Voi veți reuși în viața voastră să obțineți tot ce vă doriți voi în anul 2020. Din punctul, totul se va multiplica ca prin magie în viața voastră. Iar din punct de vedere interpersonal, aici am spune că practic aveți o relație, dacă sunteți deja într-o relație, care este o bogăție pentru voi, este o oportunitate pentru voi, este mai mult decât o necesitate, da? Deci pur și simplu tot ceea ce aveți voi nevoie. Indiferent de cât timp a stat, de când sunteți împreună, partenerul vostru va continua din ce în ce mai mult să vă încânte, să fie pentru voi ceva nemaipomenit, ca să zic așa, să vă descoperiți unul pe altul, să vă îmbogățiți unul pe altul din toate punctele de vedere. Sau vă veți descoperi în anul 2020 un astfel de partener, da? Deci veți descoperi, se vor sincroniza lucrurile în viața voastră și întâlnirea cu partenerul potrivit pentru voi. Vă veți îndrăgosti, dragostea în anul 2020 va pluti în aer, deci indiferent dacă sunteți singuri sau într-o relație, dragostea în 2020 va pluti în viața voastră, ca să zic așa, va fi în viața voastră. În orice caz, veți avea multe lucruri de învățat de la partenerul, partenera voastră cu care sunteți sau pe care o veți cunoaște. Rămâneți cu inima deschisă, pentru că, practic, voi în anul 2020 veți sărbători dragostea. Chiar vă puteți și muta cu persoana potrivită, să vă îmbogățiți împreună, sentimental, spiritual, da? Emoțional.
Va fi o abundență de sentimente în anul 2020, de pasiune, de momente magice. Ca și mesaj de prosperitate, aici îmi spune că voi cu siguranță veți avea succes, succesul este al vostru în anul 2020, veți avea idei foarte bune, veți culege toate oportunitățile, veți avea parte de foarte multe oportunități, de foarte multă prosperitate pe care deja voi ați plantat practic semințele acestei prosperități din anul trecut, din anul 2019-2018, da? Și acum practic în 2020 a ajuns momentul chiar să vă faceți afaceri sau afacerile voastre să prospere, dacă deja aveți afaceri. Veți avea proiecte foarte creative, veți descoperi lucruri noi, veți avea mai multă inspirație. Voi chiar veți putea împărți din bogăția voastră spirituală, economică și cu alții, da? Deci să-i ajutați pe alții să se îmbogățească, poate chiar prin ideile voastre. Veți fi mai generoși și generozitatea vă va da și mai multă bogăție. Ca și mesaj de protecție în anul 2020, aici îmi spune că trebuie să fiți totuși conștienți că cum se spune, sărăcia este doar o senzație de nu avea suficient și acest lucru poate să vă creeze probleme. Deci voi nu trebuie să gândiți nu am suficient, nu am de ajuns, nu am aia, nu am alaltă, pentru că acest lucru creează din ce în ce mai multe ocazii să nu ai aia sau cealaltă sau să vă lipsească ceva în viața voastră. Voi trebuie să gândiți că aveți tot ce vă trebuie, că nimic nu vă lipsește, că practic voi aveți în viața voastră toate ocaziile, oportunitățile, toate resursele necesare ca să fiți bogați. Da, pentru că cu cât veți avea această idee mai mult și aceste gânduri pozitive mai mult, cu atât mai mult se va manifesta bogăția în viața voastră și se vă dea această senzație că aveți de toate, că aveți mult, că aveți tot ce vă trebuie. Deci nu încercați să vă victimizați, nu încercați să vă să gândiți negativ, pentru că acest lucru vă duce către faliment. Da? Deci încercați să evitați gândirea negativă, pentru că prin gândirea negativă evitați succesul și ocaziile favorabile, nu le mai vedeți, vă concentrați pe lucruri total nepotrivite. Da, deci nu încercați să riscați gândind negativ, ci mai degrabă deschideți-vă inima, gândiți pozitiv, fiți atenți la ocaziile voastre, folosiți-le, pentru că veți descoperi foarte multă abundență care ea practic stă să o revendicați. Deci, aia există deja în viața voastră, voi trebuie să o conștientizați. Da, și să o valorificați. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cei născuți în zodia Leu sau cu ascendentul Leu pentru anul 2020. Sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că v-au răspuns la întrebări și că într-adevăr anul 2020 va fi excelent în toate punctele de vedere. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal, vă invit să o faceți și vă doresc în continuare duminică plăcută. Și un an 2020, bineînțeles, plin de reușite, așa cum vi le doriți voi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!